Spectacolul politic din Moldova devine din ce în ce mai interesant. Guvernarea și opoziția declară sus și tare că ard de nerăbdare să se așeze la masa de negocieri. Se pare însă că orgoliile sunt prea mari. Președinte independent, demiterea miniștrilor, referendum, anticipate sunt cuvintele pe care le auzim zilnic de la politicieni. Dar întrebarea rămâne a fi aceeași. Va depăși Moldova criza politică sau se va repeta scenariul din 2010? Doamnelor și domnilor, bună seara! Cine vrea să știe mai mult intră în fabrica. Invitații din această seară sunt Valeriu Pleșca, fost ministru al apărării. Bună seara, domnule Pleșca, bine ați venit! Bună seara! Iurie Roșca, președinte PPCD. Bună seara, domnule Roșca, bine ați venit în fabrica! Bună seara! Nicolae Andronic, președintele Partidului Popular Republican. Domnule Andronic, bună seara! Bună seara! Și invitatul permanent în fabrica, analistul politic Igor Boțan. Domnule Boțan, bună seara! Bună seara! Domnilor, ați urmărit cu atenție probabil evenimentele politice din Republica Moldova și chiar în ultimele zile am avut mai multe răsturnări de situație. Una a fost luni, la începutul săptămânii, trebuia să aibă loc o întâlnire, acea întâlnire nu a mai avut loc pentru că opoziția a cerut ca Alianța să stabilească o dată a alegerilor prezidențiale, după care am văzut ieri trei condiții, trei propuneri din partea PCRM-ului pentru ca Alianța să le îndeplinească și am mai aflat că Partidul Comuniștilor își retrage inițiativa sa de modificare a Constituției, a articolului 78, cea care prevede alegerea președintelui în trei etape, prima 61 de voturi, a doua 57 și a treia majoritatea parlamentară. Iată că acestea sunt evenimentele politice și din momentul în care ați fost la guvernare, ați fost politicieni, că rămâneți în continuare, dar ați fost implicați, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce soluții le propuneți din momentul în care vedeți că nu se face nici în stânga, nici un pas, nici în dreapta. Atunci, ce soluții propuneți dumneavoastră? Domnule Pleșca, de la ce credeți că ar trebui să înceapă guvernarea ca să înceapă în sfârșit discuțiile cu opoziția? Legea să fie respectată. Legea, noi avem multe legi. Care lege? Legea de bază, Constituția Republicii Moldova. În primul rând și în această ordine de idei, Parlamentul trebuie să purceadă la procesul de alegere a președintelui, iar dat fiind faptul că așa s-au aliniat forțele politice, un gest patriotic trebuie să manifeste Marian Lupu, să refuze de la competiția de candidat la funcția de președinte și să accepte o manieră, o regulă de joc prin care s-ar debloca această situație. Domnule Pleșca, dar credeți că, în primul rând, este posibil un astfel de lucru? Pentru că am discutat aici în studioul Fabrica și domnul Boțan a adus aminte de mai multe ori că a fost semnat un acord de constituire al Alianței și în acel acord este împărțită, haideți să spunem, guvernarea și cele trei funcții importante în stat. Vlad Filat, prim-ministru, Marian Lupu, președinte al Parlamentului, după care președinte al țării și Mihai Ghimpu, președinte al Parlamentului, care îl va urma dacă Marian Lupu va fi ales. Și atunci, în momentul în care ar renunța, dacă spuneți dumneavoastră, să presupunem că se întâmplă acest lucru, mai există alianța? Acel acord mai este valabil? Eu presupun că acest acord poate să fie valabil numai până la ce se va consuma primul tur în cazul că el să aibă loc cu candidatul Lupu. Și atunci, departe, în al doilea tur, ce se întâmplă? Nu mai există un așa fel de acord. Credeți că se schimbă lucrurile? În cadrul alianței sunt părți componente care nu doresc ca Marian Lupu să devii președinte. La cine vă referiți? Unele componente. La sunt cine vă referiți? Una dintre aceste sunt componente. Sunt trei componente, domnule Pleșca. Nu e așa de greu să ne dăm seama. Așa se discută. PD-ul excludem, pentru că Marian Lupu este candidatura PD-ului și a rămas PL-ul și... Zic eu. PLD-ul. Vă rog. De ce, domnule Roșca? De ce? Pentru că, din păcate, sistemul constituțional la noi este așa organizat și privit în mod subiectiv de actorii politici din actualul Parlament, încât funcția de șef al statului este privită ca o instituție care va lua sub controlul său Parlamentul și Guvernul. De aici dezinteresul lui Filat să-l treacă peste drum pe Marian Lupu, pentru că în cazul ăsta Filat nu mai are nicio garanție că mai rămâne încă 24 de ore prim-ministru al Republicii Moldova. Problema de bază este însă alta. Eu vreau să vă atenționez asupra faptului că, începând cu anul 2005, personal am insistat public și în discuții private
de mii de ori asupra faptului că trebuie simplificată procedura alegerii șefului statului, astfel încât niciun lider politic, niciun lider de partid să nu râvnească această funcție. Deci domnul Muntean nu a avut ieri seara dreptate atunci când în studioul Fabrica a spus că dumneavoastră în 2005 nu ați insistat asupra modificării Constituției. Eu am avut 10 propuneri urmate de un alineat special, ultimul alineat din cuvântarea mea din 4 aprilie, care spunea clar că Constituția Republicii Moldova trebuie modificată pentru simplificarea procedurii de alegere a șefului statului și pentru reconfigurarea relațiilor dintre președinte, parlament și prim-ministru și am rămas și guvernul în ansamblu. Am rămas ferm pe aceeași poziție. Dumneavoastră ați auzit-mă o singură dată, inclusiv la acest studio, cum am pledat inclusiv în referendum pentru reducerea competențelor șefului statului după modelul parlamentar în favoarea parlamentului și a guvernului. Situația este însă următoarea. Eu sunt extrem de impresionat de evoluția pozitivă pe care o înregistrează Partidul Comuniștilor în ultima vreme, recunoscând faptul că avem nevoie de un președinte neutru, nu apolitic, pentru că președintele este șeful sistemului politic din Republica Moldova. Dar mai bine, mai târziu decât deloc, însă, atunci când am invocat aceste argumente de o mie de ori, Partidul Comuniștilor, ca și cealaltă tabără, spera totuși că va obține cele 61 mandate râvnite pentru a controla totalmente puterea din Republica Moldova. Domnule Rușca, ambele tabere, vreau o secundă, să înțeleg. Ambele tabere fac aceeași greșeală fatală. Neavând majoritate de 61%, de 61 de mandate, încearcă, ba anul trecut să obțină cineva un vot de aur, ba data asta cineva două voturi de aur sau unul de aur și altul de platină. De aceea, Alianța pentru Integrarea Europeană numărul 2 a greșit din start când și-a partajat mandatele în felul respectiv. Cum să pretinzi să alegi șeful statului când nu ai 61 de mandate? Din start trebuia să-și partajeze altfel funcțiile, pregătindu-se pentru un dialog și pentru un candidat neutru la funcție de șef al statului. Prin urmare, dacă suntem corecți și echidistanți, trebuie să spunem că au greșit fiecare de câteva ori și astăzi insistă în aceeași greșeală. Chiar dacă se va produce această aliere de moment despre care toată lumea vorbește cel puțin de o săptămână, culoarea roșie și culoarea verde va deveni instantaneu favorabile pentru un candidat independent pentru a termina povestea cu Marian Lupu. Chestiunea asta va fi una care va funcționa o singură dată și nu va aduce o schimbare de esență în relația dintre cele trei instituții despre care discutăm. Poate că pentru moment criza politică se va rezolva. Dar, oricum, alegând în aceste condiții un candidat pretins neutru, fiecare felie participantă la votarea șefului statului se va gândi cum îl manipulează după aceea, imediat după acesta devine președinte. Ce discutam și aseară. Dar ați menționat la un moment dat că niciun lider politic nu ar trebui să tindă la funcția de președinte. Exact. Și atunci am avut 8 ani un președinte de țară și un președinte de partid. Exact, și pornim de la acel model. Înainte de aceasta a fost aceeași situație. Bine, a fost o perioadă când Cică Republica Moldova a avut președinte neutru, dar de data aceasta, păi de asta și spuneam, Cică. Dar de data aceasta, cum ar trebui să se întâmple acest lucru în momentul când vedem că nu am auzit nicio variantă? Repet același argument pe care l-am spus de nenumărate ori. Candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova trebuie să anticipeze modificarea constituțională care trebuie făcută în mod solidar de toți deputații Republicii Moldova, spunând, eu devin președinte a Republicii Moldova pentru a respecta voința poporului și a respecta configurația politică a Parlamentului. Nu am ambiția să promovez un candidat la funcție de prim-ministru care nu ar reflecta majoritatea parlamentară. Nu am ambiția să fac uz de articolul 98 și să operez din Constituție și să operez remanieri guvernamentale fără participarea Parlamentului. Atât și nimic mai mult. Și viitorul președinte, solidar cu Parlamentul Republicii în Moldova, nu doar cu majoritatea parlamentară, trebuie să spună, operăm de comun acord modificări în articolul 78 și în articolul 98, astfel încât Republica Moldova să devină o republică parlamentară, iar liderii politici să aspire la funcția de prim-ministru, de președinte al Parlamentului, de membri ai guvernului, de membri ai organelor de conducere a Parlamentului.
Domnule Andronic, chiar aș vrea să revenim la ideea lansată de cei doi colegi ai dumneavoastră aici, domnul Pleșca și domnul Roșca. Am auzit, într-adevăr, și jurnaliștii au auzit zvonuri, dar niciuna dintre părți nu a vrut să recunoască că PLDM-ul și CUPD-ul, la un moment dat, ar putea să se coalizeze pentru că... PRCM-ul și cu PCR-ul, cu Partidul Comunist. PCRM. Da. Ar putea să coalizeze ca să aleagă șeful statului. Dumneavoastră credeți într-o astfel de variantă? Hai să încercăm să... Da, să vorbim sincer, că îl ascult domnul Roșca, parcă teoretic, într-o aulă studențească care avea dreptate, dar cei ce... Practica bate gramatică. Da, practica prin care a trecut și dumnealui demonstrează cu totul altceva. Pe mine mă amuzează aceste discuții astăzi, care sunt cele mai importante. Vreau să... Nu de atât că sunt prea deștept, dar vreau să vă spun, cred că cele mai importante... Sunteți om normal. Da. Politician cu experiență. Cred că cele mai importante lucruri la care trebuie să tragă acum atenția și ziariștii și societatea ar fi necesitatea adoptării bugetului și găsirea unor soluții pentru compensarea acestor creșteri la prețuri. Da, și mă miră că Parlamentul nu se adună pentru aceasta, că avem, slavă Domnului, guvern, nu ne trebuie președinții pentru aceasta. Săptămâna viitoare, domnule. Bine, dar săptămâna viitoare, de acum s-o cotiți că sunt o lună, două, trei. Și mai ales Parlamentul trebuia, cred că și el, la rândul său, să adopte un plan național de soluționare, realizarea măsurilor pentru circulație liberă în Europa. Dacă ar fi să ne uităm la cei ce au promis politicienii. Aici punem punct. Revenim la realitățile Moldovei. În Republica Moldova se încearcă a doua sau a treia guvernare de coaliție. Ceea ce spune colegul meu Pleșca, poate în ideal ar fi bine, că ar fi bine dacă Lupu s-ar retrage din această cursă. Domnul, Lupu și așa a pierdut anul trecut cât a stat în umbra lui Mihai Ghimpu și de la procentele care le-a avut a scăzut, numai de faptul că nu a stat și a dat dovadă de toleranță. Aceasta n-a soluționat nicio problemă în țară. Ceea ce spuneam eu în campanie electorală, de ce această alianță a greșit? A greșit de atâta că după ce nu a ales președintele, nu a făcut o modificare să o propună Curții Constituționale și în loc de referendum trebuia să vină de acum cu o soluție și să o voteze atunci și să închidă problema. Corect. Foarte corect. Mihai Ghimpu a spus că are un as, a doilea, a treia. Deci alianța nu are un centru general de gândire, un creier. Și ea este inexpectativă și întotdeauna aleargă de urma comuniștilor. Venind în coace și învinuindu-i pe comuniști atât de răi că, uite, nu vor să meargă. Normal, comuniștii se comportă ca o opoziție și astea sunt metodele și instrumentele lor de apărare și de ridicare... Și sunt eficiente. Și sunt eficiente și de ridicare a ratingului. Normal că Lupoș cu Deacov au folosit așa numitele tratative în scopul de a-l, în principiu, de a-l dezbraca pe felat de succesele care a avut și felat a ieșit penit din această, distrus din aceste tratative, a fost nevoit să cedeze foarte mult. Și astăzi, cedând Lupu cred că înțelege foarte bine că PD-ul la următoarea campanie electorală poate să mai nimerească. Adică care este prețul? În numele ce să cedeze? Este vorba de niște influență asupra electoratului, nu numai asupra grupurilor de interes, așa cum se spune, dar este o viață normală de partid. De aceea, lucrurile ar sta mai clar dacă în alianță ar fi numai lupta alianței cu comuniștii. Dar noi doar am văzut cu dumneavoastră deodată și am înțeles. În momentul ce Filat a fost strâns într-un colț, adică de aceste tratative și cedând foarte multe, era clar că PLDM-ul devine partidul care este cel mai puțin cointeresat ca să fie ales un partid. Și eu mă gândesc, poate să n-am dreptate, dar am mai spus-o tot în sala aceasta și o repet. Dacă PD-ul va găsi două voturi la comuniști, PLDM-ul nu vor vota vreo 5. În această situație, și trebuie să fim realiști, Filat este nevoit să meargă numai la niște alegeri directe a președintelui și atunci el poate să-și păstreze imaginea și influența asupra societății. De aceea, acest joc, de acum intrarea în joc cu Voronin, este destul de periculoasă. Voronin acum a înțeles că și el are o experiență foarte bogată, noi ținem minte anul 2000, adică 98-99, când într-o guvernare de coaliție ne revenea nou, de exemplu, postul de președinte a Parlamentului, de acolo atunci a făcut tot posibilul cu ajutorul tinerilor
coechipieri să ocupe funcție de președinte Parlament. Și tot negocia la două capete. Tot el a luat și funcție de prim-ministru, dar până la urmă nu le-a putut duce, deoarece Voronin i-a folosit pe toți și și-a îndeplinit scopurile. Eu cred și de această dată, jocul Pelediemiului, care se observă prin declarații, că s-a întâlnit, normal ar fi fost dacă după alegeri se întâlnea Pelediemiul cu PCRM-ul, dar vedeți că mai este și această frică a moldovanului, că se spune că suntem patrioți. Și Pelediemiul a scăpat atunci timpul. Ei puteau să vină cu un program de guvernare, să partajeze tot, să facă o coaliție și să meargă înainte să uite de probleme, dacă îi interesau problemele statului. Că cetățeanului este de masiv, cetățenilor din Republica Moldova, le este tot una cu cine Filatul să-și îndeplinească programul de luptă cu sărăcia. Și alegătorilor lui Filat la fel? Păi aici apare. Nu, dar dacă venea cu peste 4 ani cu niște rezultate bune, când cetățenii au salarii, pensii, când este gaz în sate și tot, eu cred că atunci el înțelegea că aceasta a fost o ieșire. Că asta, Andronic, asta nu era dar... situația lui Roșca, când Roșca era pe rol de, cum zici, de asistent. Tocmai asta și vreau să aduc aminte. Asta e situația, anul 2005, că n-ai putere în mână toată. Că și Iacov a simțit pe pielea lui anul 2005. Nu, dar înțelegeți situația economică și a cetățenilor este cu totul altă. Această guvernare... Dar la ce trebuie să se gândească un lider politic, domnule Boțan, în momentul când ia o asemenea decizie, să se gândească la țară sau să se gândească la alegători? Două secunde, ca să-ți termin cu cuvintele lui Churchill, care a spus un lucru foarte frumos. Cei care se gândesc la alegători nu primesc decizii. Cei care se gândesc la țară iau decizii care câteodată sunt și dureroase. Corect. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, sunt niște nuanțe care fac jocul mult mai complicat și optimismul scade foarte, foarte vertiginos. Da, vertiginos, hai să zicem așa, fără... Da. Eu nu cred că jocurile acum se fac în Republica Moldova așa cum se făcea un an de zile în urmă. Eu cred că și domnul prim-ministru Filat, și am auzit ce a zis la Clubul de Presă, a spus lucruri, din punctul meu de vedere, absolut normale. A regretat că Partidul Comuniștilor s-a comportat așa cum s-a comportat. A făcut declarații și a turnat filme care îl arată pe prim-ministru drept criminal, care a comis un genocid, a aruncat în aer un dic și așa mai departe. Este absolut evident că după o astfel de comportament, Partidul Comuniștilor nu putea visa că poate sta la masă cu Partidul Comuniștilor și discuta formarea unei alianțe sau unei, eu știu, alianțe de moment chiar pentru alegerea șefului statului. Acum s-ar putea reveni la o situație normală de parteneriat de moment dintre PCRM și Partidul Liberal Democrat dacă, de exemplu, Partidul Comuniștilor ar face o declarație să spună, de exemplu, filmul Trădați de Vii a fost o pastișă propagandistică și așa mai departe, așa mai departe. Eu nu cred că Partidul Comunist. Dar dumneavoastră sunteți tot, înțelegeți foarte bine că domnul prim-ministru și partidul său au fost etichetat încă de mai multe ori până atunci. Dar cu toate acestea s-au așezat la discuții. Cine? Adică nu, aceasta este o motivație, că a fost spus mult despre o persoană. Eu înțeleg. Și mai este un moment. Varianta despre care vorbiți dumneavoastră, o eventuală alianță de moment între PCRM și PLDM, asta înseamnă că Partidul Liberal este scos din joc. Și cel Democrat. Cel Democrat oricum rămâne, pentru că președintele Parlamentului rămâne Marian Lupu, el s-a asigurat din acest punct de vedere. Nu s-a asigurat, are nevoie de 2/3, iar așa se întâmplă 2/3, 74 de mandate. Nu știu dacă se va merge până la scoaterea lui Marian Lupu, pentru că dacă s-ar face o alianță PLDM-PCRM, din joc este scos Partidul Liberal și se va face un fel de coaliție largă cu participarea comuniștilor. Eu nu cred că PLDM și-ar permite să facă o coaliție doar cu PCRM. Trebuie să aibă un fel de amortizator între ei. Și încă un lucru, ați menționat un lucru foarte important. Ce s-a întâmplat săptămâna asta, dar nu a spus ce s-a întâmplat astăzi. În comisiile parlamentare s-a început discuția despre interzicerea simbolurilor comuniste. Și foarte interesant, am aflat cum s-a votat în aceste comisii, au votat pentru reprezentanții Partidului Liberal și Partidul Democrat, Partidul
reprezentanții Partidului Liberal Democrat, ceea ce am citit eu, poate greșesc, s-au abținut. Deci vedem chestii foarte, foarte interesante, care de departe ne dau așa niște semnale că lucrurile nu sunt tocmai așa cum le vedem noi. Sunt mult mai subtile. Dar există foarte multe, eu cred că există foarte multe încă, vom avea în următoarea lună de zile, vom avea încă foarte, foarte multe surprize. Și totuși, iată că și președintele interimar Marian Lupo a anunțat că acel proiect pe care comuniștii au anunțat ieri că îl vor retrage, a spus astăzi Marian Lupo că acest proiect va ajunge totuși la Comisia Juridică, pentru că în regulamentul Parlamentului nu este scris cum anume pot fi retrase proiectele constituționale. Despre legile ordinare și legile organice este clar, dar cel constituțional rămâne, în privința celor constituționale, rămân semne de întrebare. Și atunci ar putea să ajungă sau nu acest proiect pe masa deputaților? Dincolo de proceduri, dacă se poate. Vedeți cât de circumstanțiali sunt politicienii noștri. Când i-a convenit domnului Voronin modificarea aceasta, dânsul a propus simplificarea procedurii. Când nu le-a convenit această simplificare, Lupu și Filat proiau prin intermediul referendumului Republică Prezidențială cu control total asupra Parlamentului și a Guvernului. Asta este marea dramă. Iar cât privește tactica optimă pentru Partidul Democrat, pentru că s-a vizat acum această situație, eu cred că pentru ei optima ar fi să-și păstreze funcția de președinte al Parlamentului și poate a câtorva membri ai Guvernului. Totul sau nimic înseamnă o tactică perdantă pentru aceștia în cazul alierii, fie și de moment, fie și nedeclarate, dintre comuniști și liberal-democrați. Trebuie să se menționez și cu această ocazie că cea mai mare vină pentru criza politică din Republica Moldova cade pe obrazul domnului Marian Lupu personal. Pentru că oricât s-ar necăji jurnaliștii să extragă din acest politician înțelegerea faptului că în caz de forță majoră domnia sa face jumătate de pas înapoi, de fiecare dată mai mult decât un fel de bâlbâială nu iese. Prin urmare, nu se poate juca la o singură carte. Domnul Roșca, eu nu sunt avocatul domnului Lupu, dar cetățenii, toți noi dacă am așteptat plecarea comuniștilor. Este clar că o parte din meritul care, nerevenirea a comuniștilor la putere, este al lui Marian Lupu. Altceva ce a stat după aceste interese, a plecat cu interes de acolo sau nu a plecat, noi nu vorbim despre aceasta. Și noi astăzi încercăm să reducem toată problema relațiilor între organele statului la o persoană care este Marian Lupu. Eu cred că nu este o discuție eficientă dacă ajungem la așa. Eu nu aș discuta de ce comuniștii s-au retras proiectul, sau e bun proiectul. Eu întreb pe ăștia din Alianță, de ce n-ați făcut voi un proiect? Și nu un proiect pur și simplu să alegeți președintele. Că vă spun, alegi un președinte la prima vedere, imparțial, așa cum a mai propus un fost președinte tare deștept la noi, pe două persoane care sunt prieteni de-a lui, știi? Și acest președinte îți face, Constituția trebuia schimbată în câteva lucruri care stabilesc relațiile clare. Adică, trebuie să fie propus la postul de prim-ministru, este obligat președintele să propună liderul fracțiunii care a luat mai multe voturi. Doi, n-ai voie să demiți sau ceva, adică trebuiau stabilite. La noi nimeni nu s-a gândit acest mecanism să-l aducă la buna definitivare. S-au gândit cum să atragă copiii la votare ca să aibă mai multe voturi. S-au gândit cine va veni președinte. Dar vă garantez eu că care n-ar fi ales, fără partid, aceste discuții și neînțelegeri între puterile din stat o să persiste. De că la noi încă nu avem cetățeni care sunt gata de acest post, care se duc acolo și se spune, voi lucrați, eu nu vă încurc, eu nu mă implic în lucrul vostru. Și asta este tragedia momentului. Domnule Pleșca, sunteți de acord? În Parlament, două secunde, au venit niște băieți care vor, dar știm foarte bine că nu o să îi sprăvească cu aceasta. Și de ce din cele mai rele alegi unul mai bun? Domnule Pleșca. Eu personal și sper că domnul Andronic este de aceeași părere. Legea, în special Constituția Republicii Moldova, nu se modifică de la caz la caz într-o situație politică concretă sau una alta. Parlamentului, sigur. Dura lex, sed lex, am învățat noi cu dumnealui la Facultatea de Drept.
Legea este dură, este lege, trebuie să fie respectată și situația de criză politică, mai mult politică decât constituțională, au creat-o politicienii. Încă o dată prin faptul că nu au respectat acele deziderate care există, începând cu Constituția, în continuare legea cu privire la alegerea președintelui, etc. Spun aceste lucruri deoarece, dacă urmărim despre poziția, evoluția poziției Partidului Comuniștilor pe ultima săptămână, începând cu acea reveranță care a făcut-o prim-ministru la întâlnirea cu jurnaliștii, atunci când a spus că când Partidul Comuniștilor avea o doctrină, dar nu o dogmă, dacă Partidul Comuniștilor ar fi nu în bază de dogmă, dar de doctrină, de aici s-au schimbat imediat acțiunile comuniștilor. Luni nu au delegat componența lor la negocieri cu alianță. În continuare, președintele Voronin a numit alianța oligarh criminală, în așa fel, dumnealui și partidul, prin poziția sa, merge spre alegeri. Ei înțeleg, ei speră că puterea iarăși vor să le cadă în cap, cum a avut loc asta în 2001. Noi trebuie să depunem toate eforturile, societatea civilă, analiștii politici, să impunem ca în numele pentru viitorul țării, exemple în istorie au avut loc ca cetățanul Marian Lupu, președintele Parlamentului Marian Lupu, să depășească această sindromul candidatului fatal, putem spune. Da, da, să spunem așa. Domnule, dar vedeți care e problema? Domnule Antonie, care este activitatea comuniștilor? Haideți să luăm o scurtă pauză și revenim imediat să continuăm discuția. Am revenit în fabrica, doamnelor și domnilor. Proiectul comuniștilor de modificare a procedurii de alegere a președintelui țării ar putea fi supus referendumului, organizat odată cu alegerile locale din vară. Ideea asta cu referendumul la legi locale pentru modificarea Constituției, ca președintele să fie votat în Parlament cu 51 de voturi, poate să prindă fir? Va boicota PCRM referendumul în cazul în care va fi organizat de către Alianța de Guvernare în ziua alegerilor locale generale? Referendumul cu privire la? Modificarea articolului 78 potrivit modelului din inițiativa dumneavoastră. Decizia urmează să fie luată de întregul partid, mă scuzați. Eu nu vreau să anticipez anumite concluzii sau anumite scenarii. Prefer toți împreună în cadrul Alianței de Guvernare să facem o analiză de sistem. Verdictul Curții Constituționale, după care ne așezăm și vedem cum privește situația și care sunt posibile scenarii de mai departe. Trebuie să discutăm și să identificăm orice soluție care ar duce la deblocarea situației pe care o avem pentru a avea posibilitatea să muncim. Legislația electorală permite organizarea unui referendum odată cu scrutinul local. Din punct de vedere dreptului electoral, o asemenea modalitate nu doar că este posibilă, dar și a fost. Vreau să vă atrag atenția la alegerile locale generale care au avut loc pe 23 mai anul 1999, când în aceeași zi a avut loc și un referendum republican consultativ. Proiectul PCRM prevede alegerea președintelui țării în trei tururi de scrutin. În primul cu 61 de voturi, în cel de-al doilea cu 57, iar în cel de-al treilea cu majoritatea simplă de voturi, adică ale 52 de deputați din 101. Proiectul a fost avizat pozitiv de Curtea Constituțională încă anul trecut. Comuniștii au anunțat însă că își retrag proiectul de lege. Domnilor, ne amintim foarte bine că anul trecut, exact în aceeași vreme, atât guvernarea cât și comuniștii nu se așteptau că un referendum va fi până la urmă organizat. Părerile s-au schimbat așa, din perioadă în perioadă. Ba facem referendum, ba nu facem referendum. De data aceasta, e posibil? Pot să încep eu. Vă rog. Că am fost foarte activ și în fostul referendum. Sper să nu fie încă unul, dar vă asigur de pe acum că se înregistrează, nu numai se dă în direct. Dacă Alianța se va aventura să organizeze un nou referendum, ea îl va pierde cu brio. Eu personal și foarte mulți al de mine vom fi împotrivă. Nu se poate modifica legislația și Constituția țării în mod circumstanțial, în funcție de interesele de moment a celor care ajung în Parlament și cărora nu le ajung câteva mandate ca să-și rezolve problemele de partajare a funcțiilor. Ori vorbim sistemic și ne gândim la construcția unei societăți funcționale, cu instituții democratice și cu un stat de drept, ori croim
anteriul lui Arvinte de fiecare dată în funcție de pregătirea juridică a lui Mihai Ghimpu sau în funcție de megalomania lui Marian Lupu? Da. Eu aș fi într-o totul de acord cu domnul Iurie Roșca și acum un an de zile eram exact pe aceleași poziții. Până când, la 5 mai 2010, Curtea Constituțională, printr-o hotărâre, a deschis larg ușile pentru referendumuri circumstanțiale, cum spune domnul Roșca. Am protestat atunci, dar este o decizie a Curții Constituționale. Conform acestei decizii, un grup de un număr de o treime din deputați se așează și pe genunchi desenează un proiect de modificare a Constituției, se adresează la Înalta Curte și aceasta în 10 zile trebuie să spună da ori ba. După care proiectul de lege privind modificarea Constituției împreună cu avizul Curții Constituționale se înregistrează în Parlament și, trece. Nu se, asta e, da, și se declanșează referendumul în 2 luni de zile. Deci e nevoie de 2 luni și jumătate pentru a declanșa orice referendum cu excepția prevederilor 141-143 din Constituție. Acum, acest proiect care, despre care discutăm acum, el a fost deja avizat pozitiv de Curtea Constituțională pentru a fi revizuit în Parlament. Noi știm și cei care acum încearcă să reanimeze acest proiect, știu foarte bine că el nu va fi votat de comuniști. Dar îl scot la suprafață pentru lucruri propagandistice, din punctul meu de vedere, pentru a aminti opiniei publice că, iată, anul trecut au fost împotriva, acum nu le place. Nu. Noi putem spune și regulamentul prevede că pot fi proiecte concurențiale de modificare a Constituției. Deci, Alianța spune, noi am avut proiectul nostru pe care comuniștii l-au boicotat la referendum, el a căzut. Dar, uitați-vă în nota informativă a proiectului Partidului Comuniștilor, să scăpăm odată de această instabilitate de dezolvare a Parlamentului. Și atunci, pentru că două proiecte concurențiale, din care unul al Alianței a căzut, rămâne cel al comuniștilor. De ce comuniștii își boicotează propriul proiect? Au ajuns să-și boicoteze propriile proiecte. De aceea ei vin, îl reanimează și spune, acest proiect al Partidului Comuniștilor, care acum îl boicotează, noi îl avansăm pentru o singură cauză, cea care este nota informativă a Partidului Comuniștilor. Pentru o singură folosință, domnul Boțar. Pentru o singură folosință, nu o cauză superioară. Nu, așa e scris în nota informativă, dacă Partidul Comuniștilor a vrut să facă așa. Legilor. Deci, da, depășirea crizei. După care, Alianța pentru Integrare Europeană spune așa, da, noi am propus alegerea directă a șefului statului, dar pentru a depăși criza, la început mergem pe varianta comunistă și nu uitați că în programul de guvernare avem o clauză, adoptarea unei Constituții noi. Deci, pasul numărul 1, depășim criza după proiectul comuniștilor, pentru că așa a fost voința lor, și după care ne apucăm nouă? Să facem o Constituție nouă pe care peste 2-3 ani de zile o votăm, nu știu cum, și revenim la... Asta este modalitatea în care încearcă ei să judece despre posibilitatea ieșirii, depășirii acestei crize. Știți care e problema de bază sau care e defecțiunea abordării pe care o prezintă domnul Boțan? Nu a dumnealui, a Alianței pentru Integrare Europeană numărul 2. În primul rând este o găinărie politică și juridică să fur de la altul proiectul, când același îl retrage, indiferent ce spune procedura regulamentului Parlamentului. În al doilea rând, domnul Boțan, cred că sunteți de acord cu mine că problema construcției statale, problema modelului constituțional, problema relațiilor între președinție ca instituție, parlament ca instituție și guvern ca instituție, nu trebuie să fie abordată atât de partizanal, într-un stil de război între două tabere beligerante. Numai atunci vom avea parte de stabilitate politică, când modelul constituțional va fi rodul votului unanim al tuturor fracțiunilor parlamentare. Și acest lucru este posibil. Păcat este însă că atâția analiști remarcabili și atâția oameni de bună credință se înregimentează într-o tabără sau alta, la fel de circumstanțial, pentru că trebuie să înțelegem și alt chestii, chiar dacă mergem pe scenariul dumneavoastră și în primăvară acest nou truc juridic și constituțional trece Alianței. Cine ne poate garanta că în urma viitoarelor alegeri anticipate sau peste 4 ani, nu vine o altă majoritate care să recroiască din nou Constituția, iarăși în mod circumstanțial, iarăși în funcție de majoritate sau de lipsa majorității care să-i satisfacă. Noi vorbim despre stabilitatea sistemului politic al Republicii Moldova, prin urmare trebuie să avem viziune strategică, nu doar abordări tactice și circumstanțiale.
Dacă se poate. Domnule Roșca, eu am cele 10 punctele dumneavoastră din 2005 și vreau să vă spun că și atunci și acum pot subscrie pentru tot ce a spus dumneavoastră. Deci dacă ați fost deputat, votați da, împreună cu mine. Da, aș fi votat. Și vreau să vă spun că, din păcate, ceea ce ați așternut dumneavoastră atunci pe hârtie și ați oferit colegilor dumneavoastră nu a fost realizat. Acum, eu sunt cetățean. Nu integral. La fel, da, nu, dar lucrurile care se referă la Constituție. Pot da, da citire da, acest lucru pentru minte, că da. Ieri... Da. Acum, eu sunt cetățean la fel ca și dumneavoastră. Eu achit impozite. Eu mi-amintesc în 2000, dumneavoastră, inclusiv, ați votat modificarea Constituției da. Și în baza acestei modificări s-a încercat alegerea șefului statului de 8 ori, 6 tentative au căzut din cauza boicotului. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă anul trecut două formațiuni, Alianța pentru Integrare Europeană și Partidul Comuniștilor, de comun acord, au ajuns la concluzia că trebuie depășit acest blocaj și trebuie modificat articolul 78 și au pornit spre modificare de comun acord cu acordul Curții Constituționale, care a permis și referendum și care a descris cum se face toate acestea. Deci au pornit două proiecte în aceeași direcție, dar concurențiale. Proiectul Alianței a căzut din cauza boicotului comuniștilor. Acum, eu, ca și cetățean, vreau depășirea crizei politice. Eu nu mai vreau alegeri anticipate, pentru că nu știu după alegerile anticipate dacă nu vom fi în aceeași situație. Probabilitatea că după alegeri anticipate, eventual, iarăși vom fi în aceeași situație, este foarte mare. Și atunci eu vă spun, dacă am intrat în cercul vicios de 4 ori, de ce să intrăm a 5-a oară? De ce să nu îl rupim cu atât mai mult că Partidul Comuniștilor a dorit acest lucru și citez nota informativă și spun, domnilor, dacă l-ați boicotat pe al lor, hai pe al vostru să-l trecem. Sunt de acord cu dumneavoastră și ca și cetățean, mie mi-ar plăcea cel mai mult ca Alianța pentru Integrare Europeană să se așeze împreună cu Partidul Comuniștilor și să găsească numitor comun. Mai că colegul nostru, domnul Pleșca, a citat declarația pe care a făcut-o Partidul Comuniștilor la începutul acestei săptămâni. Nu, ei sunt criminali oligari. Astăzi am văzut că Alianța a început iarăși problema cu interzicerea simbolurilor Partidului Comuniștilor. Foarte frumos, da? Ne apropiem de soluționarea problemei. Eu nu văd soluționarea alta decât modificarea acestui articol din Constituție. Pur și simplu nu o văd. Vă spun eu care mea, Alianța propune variantul, îi provoacă comuniști. E vorba de diferența de perspectivă. Bunica mea spune așa, prostului îi arăți luna și el se uită la deget. Depinde cât vedem. Dacă vedem până în primăvară și vedem pentru jumătate de an înainte, poate că asta ar fi o chestie. Dar să nu uităm, domnul Boțan, că acum un an Alianța vroia alegeri a șefului statului în mod direct. De ce? Pentru a-i fenta pe comuniști. Acum, de ce Alianța își însușește, vrea să-și însușească proiectul comuniștilor? Pentru că acum nu-i mai satisface. Pur și simplu, din punct de vedere, ca să demonstrez cetățenilor, comuniștii nu. Sunt inconsecvenți. Ei pierd timpul cu asta. Ambii domnul, sunt inconsecvenți, domnul da. Andronic. În egală măsură, ambele tabele sunt inconsecvențe. Și eu ceva. Desigur, da, doamna, domnișoară, dacă îmi permiți să spun și eu ceva. Eu cred că, cunoscându-l pe Voronin, trebuie să recunoaștem că el este un specialist de a băga strâmbe în aceste, între partidele care sunt în Parlament. Și îi reușește. Reușește și revin la aceea că dumneavoastră vorbiți și dumneavoastră, domn Boțan, ca contribuabil, dar politizat. Eu, ca contribuabil, în principiu nu m-ar interesa cine în statul acesta este președinte. De atât funcțiile în Constituție nu-i permit să mă conduc. Eu aș vrea să fiu judecat independent ca să pot să-mi apăr drepturile și nu mă interesează cine e președinte. Noi n-am învățat cetățenii și cetățenii noștri toți astăzi sunt în politică. Toți. Chiar dacă mâine vine o factură mare la gaz, chiar dacă vine o factură mare la... Dacă se cumpiește pâine, toți discută. Domnilor, cât o să judece politicienii, cetățenii în acest aspect, și nu o să caute, că nu și-au îndeplinit programul economic, că e rău de trăit în țara aceasta, că oamenii fug, că oamenii mor, că oamenii... Domnule Andronic, este adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar cum putem noi să cerem programul economic în momentul în care da, ei caută să aleagă șeful statului? Stați, dar ei nu mai caută, ei nu mai discută. O să vină termenii, o să discute și în principiu nu trebuie să încercăm să facem aceasta o tragedie. Eu vreau să întreb astăzi, vă spun încă o dată, de ce nu plătesc compensații la oameni. Eu vreau să știu de ce acest program de sărăcie. De tăcă, fiecare din politicienii care azi este în Parlament știe că el merge la alegeri anticipate. Nu mai vrea să iasă mai puternic din această... Corect. Da, nu mai vrea să iasă mai puternic din această luptă. Deci trebuie de pus punct la această instabilitate. Și Voronin,
nu și-ar folosi capacitățile lui de separare a politicienilor. El a simțit că în rândul alianțelor sunt diferite interese și el joacă pe diferite părți și până la urmă o să piardă aceștia care au. Dacă Voronin vedea că aici este o stabilitate, el încerca să comporte cu totul altfel. El a lăsat curtarea la aceea, a cerut demisia numai ministrilor care intră în blocul Partidului Democrat și încearcă să-i curteze pe ei și la alții, știi? În aceste condiții, eu cred că ori alianța trebuia să elaboreze cu deși un proiect de lege, ori trebuia să aibă proiectul lor de lege, dar să mai apuși să-l discuți pe acesta, știind foarte bine că unii și noi să participe la discuții și noi o să vorbim cu dumneavoastră încă 4-5 luni, și pe urmă o să vină și o să spună, țara e în pericol, trebuie să mergem la alegeri, noi o să luptăm cu comuniștii. Domnul, cât se poate? Asta este un lucru interminabil. Domnule Pleșca. Domnul Bursan. Dumneavoastră perfect înțelegeți că scenariile care le propune fiecare componentă a alianței sau alianța împreună, comuniștii din altă parte, merg din interes propriu, de colectiv, de partid și nu stau în fruntea intereselor țării și a electoratul și a contribuabililor. Actualmente, un bătrân în piață a spus următorul lucru. Sunt gata dumnealui, dânsul, cum spune prim-ministru. Sunt pușc vreun demnitar din înalt rang să ajung la pușcărie, să am o bucată de pâine. Nu vă pare că lumea politică, politicul este într-o lume virtuală și cetățenii complet în altă lume? Este adevărat până la, până la urmă votează în această isterie care o formează. Noi trebuie să luptăm comuniști până la cap. Dar ei, pe la colțuri, îmblă și cu dânsul, discută și oșoiesc, dar cetățenii chiar cred că se manipulează, se manipulează, spală mințele în continuare. Și iată de atâta. Toate aceste variante propuse în Parlament, în fața mass media, reies în primul rând de interesele politice și corporative ale dânșilor. Și nu interesele țării. Domnule, în această ordine, încă o dată repet, trebuie de respectat Constituția, de mers la alegerea, chiar de provocat comuniștii. Spuneți că vreți un candidat independent. Găsim un de asta le spun. Domnul Pleșca, aveți asta perfectă dreptate. La urma urmei, nimeni nu-i poate interzice Partidului Democrat să-l înainteze pe Marian Lupu. Hai să zicem așa. Ei au 15 deputați, exact numărul minim necesar pentru înaintarea unui candidat. Partidul Liberal nu poate, Partidul Liberal Democrat poate înainta două candidaturi, dar e treaba lor. Își înaintează candidaturile, ori nu și le înaintează. Partidul Comuniștilor de asemenea poate înainta două candidaturi. Eu asta și zic, să fie responsabil, să nu semneze niciun fel de jurăminte și așa mai departe, să fie responsabil și să-și înainteze candidații, cei care au dreptul, să intre în cabina de vot secret și să voteze, dar să nu recurgă la boicot. Asta e singura mea problemă, pentru că, eu repet, din 8 tentative s-au prăbușit 6 și toate 6 din cauza boicotului. Asta mă doare. În rest, să se înțeleagă între ei. Că e Lupu, că e Voronin, că e Ghimpu și așa mai departe. E problema lor, ei ne reprezintă pe noi și ei trebuie să soluționeze această problemă. Adevărat. Acum noi înțelegem foarte bine și domnul Andronic are perfectă dreptate. Această alianță pentru integrare europeană are atâtea breșe în construcția pe care au făcut-o, că Partidul Comuniștilor știe foarte bine și în aceste breșe încearcă să bage strâmbe. Dacă se ajunge la un candidat, cum spune ei, apolitic, din jocuri cade Mihai Ghimpu, pentru că Marian Lupu rămâne președinte de Parlament, nu se alege Marian Lupu, nu se eliberează locul, înțelegerile anterioare se duc peste cap. Deci, tocmai asta urmărește Partidul Comuniștilor. Este simplu. Dar nu cred că... Și vedeți că principala figură acum, principala sperietoare, de ce Partidul Comuniștilor nu participă la votare? Că dacă o să participe, înseamnă că Mihai Ghimpu o să devină președintele Parlamentului. Doi inamici declarați, da. Asta spun, doi inamici declarați. Marian Lupu, el nu era inamic la 5 aprilie 2009, când era pe locul 2 în listă, după domnul Voronin. Domnul Voronin ne povestește acum că ea a fost atât de rău, am vrut să scăp de el. De ce, domnule, l-ai pus pe locul 2 la alegerile din 5 aprilie, dacă era atât de rău? Deci era bun pentru partid, aducea voturi. S-a rupt, s-a dus împreună cu cât acolo? 5-6%, 7-8%, s-a dus. Deci nu mai era... Mai mult, ne aducem aminte că atunci când a fost propusă Zinaida Grecean, candidat la președinție și după care Marian Lupu a plecat din partid, atunci chiar au fost voci care ar fi spus că Marian Lupu ar fi putut fi votat. Deci domnul Ghimpu nu e bun pentru că
Bun. Microfon pentru microfon. Și domnul Ghimbu, să mai odihnește puțin. A fost o perioadă. Am o întrebare, stimați colegi. Am o întrebare. Noi ne-am axat pe o singură chestiune, alegerea șefului statului. Piedica pe care o vedem sau pe care o vede domnul Boțan în mod special sunt comuniștii. Poate are dreptate și domnul Boțan. Acum, sunt cel puțin câteva subiecte care țin doar de voința politică a majorității parlamentare. Primul, alegerile locale sub o guvernare democratică nu trebuie să aibă loc prin menținerea verticalei puterii. Reforma profundă a administrației publice locale. Alianța numărul 1 n-a făcut-o. Eu sper din toată inima că Alianța numărul 2 își va aduce aminte de angajamentele noastre față de Consiliul Europei și Uniunea Europeană și va restabili autonomia publică locală astfel încât să aibă mai multă competență administrative și mai multă bază fiscală și capacitate bugetară autoritățile publice locale. Iată un subiect de discuție care trebuie să fie mereu prezent despre în dezbaterea noastră, indiferent, indiferent dacă facem referendum la primăvară, nu facem, îl alegem pe cutare sau pe cutare. Acum, alt subiect, statutul deputaților și al judecătorilor. Eu sunt extrem de revoltat de faptul că în alegerile parlamentare recente, actualul prim-ministru a insistat de mai multe ori că trebuie să lichidăm imunitatea parlamentară, idee foarte populistă, și să lichidăm caracterul inamovibil al judecătorilor. Da, domnul, dar acum această idee nu este numai a lui Vlad Filat. O preluat-o domnul Plăhatniuc, pentru că nu este alfabetizat juridic. Și nu știe că în toate țările membre ale Consiliului Europei, deputații se bucură de imunitate și judecătorii se bucură de caracterul inamovibil. Problema este alta. Prima instituție care trebuie reformată este Procuratura Generală. A doua instituție care trebuie reformată este Ministerul de Interne. A treia instituție care trebuie reformată este Centrul de Combatere. Organele de anchetă trebuie să fie eficiente ca să poată prinde de mână deputații corupți sau judecătorii corupți. Iar să nu mergem spre un sistem autoritar unde puterea executivă va controla totalmente justiția și va controla deputații din opoziție. Asta și-au propus în programul de guvernare. Păi atunci nu știu ce fac, vorbesc ca ai vers pe pereți. Eu citesc cele 10 puncte ale domnului Roșca din 2005, 10 porunci, da? Și exact văd că sunt actuale și acum. Eu știu foarte bine programul electoral al domnului Roșca și vă spun încă o dată, eu subscriu sub tot ceea ce este pus aici. Marea problemă, domnul Roșca a lansat niște aluzii că aș avea ceva cu comuniștii. Nu este adevărat. Această abordare pentru depășirea crizei instituționale am lansat-o înainte de alegeri, cu 2 săptămâni, când nu știam cine va învinge și spuneam că șansele sunt 50-50. Exact aceleași lucruri le-am abordat din nou după alegeri, înainte de formarea alianței. De asemenea, spuneau că va fi 50-50. Eu nu știam cine va învinge, dar spuneam că marea problemă este depășirea crizei instituționale. Pentru ca tot ceea ce spune domnul Roșca, domnul Andronic, domnul Pleșca, să poată fi implementat, trebuie să existe stabilitate. Pentru că politicienii imediat ne spun, cum, domnule, să rezolvăm problemele astea dacă noi nu știm cât avem? Noi suntem permanent în provizorat. Iertați-mă, nu vreau să vă întrerup. Cine îl împiedică pe Filat să reformeze Ministerul de Interne, să-l demilitarizeze, să mai pună un boșoroc de general, iertați-mă, în fruntea Ministerului de Interne? Cine îl împiedică? Comuniștii? Cine îi împiedică să reformeze instituția procuraturii? Cine îi împiedică să reformeze centrul de combatere? Cine îi împiedică să facă reforma administrației publice? Ați dat dovadă că aveți niște cuvinte cu totul alte. Nu chiar boșorog, are meritele sale omul. Nu mă interesează. Mă interesează altceva. Planul de acțiune Uniunea Europeană Republica Moldova prevede reformarea Ministerului de Interne. Asta este problema, domnule. Să nu vorbim despre stabilitate sau instabilitate. Pentru a face aceste reforme e suficientă o lună. Nu există dorința de a scăpa controlul asupra acestor. Dacă îmi permiteți. Noi despre asta să vorbim cu dumneavoastră. În principiu, pentru cetățeni, ar trebui uleac să ne temperăm pe cine vor alege președinte. Deoarece în țara aceasta bugetul poate fi adoptat fără președinte. Exact. Instrumentele toate sunt, guvern este tot. Păi și atunci, atunci pe 4 ani de zile. Bine, asta e problema lor. Lasă să decidă ei. Dar pe mine mă interesează astăzi, încă o dată vă spun, ce are simbolistica comunistă cu ridicările de prețuri. Care este influența că în prima ședință trebuie să discuți asta, știi? Cum care, domnule Andronic? În programul electoral al unor partide scrie. Doamnă, dar scrie și altceva, lupta cu sărăcia. Sigur, aici sunt de acord. Eu despre asta vorbesc. Eu cred că fac iarăși o greșeală mare. Acest popor trebuie să-i dai de lucru, să-i hrănești,
Și atunci nu vor vota comuniștii, nu pentru aceia că de interzice simbolistică. Nu trebuie să se agațe de aceste simboluri și așa mai departe. Dar revenim. Domnul Andronic, ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat. Dar iarăși, atâta timp cât nu este ales șeful statului și iară presiunea. Am văzut doi judecători de la Curtea Constituțională înainte de a adopta decizia, au oferit interviuri și au spus cum cred ei că va fi. Că vor impune, de fapt, ca președintele să fie ales până la 28 februarie. Asta înseamnă că dacă alianța nu are o soluție, asta înseamnă că după 28 sau acolo, cât până la sfârșitul lunii martie, cât va mai dura procedura, dacă eșuează procedura de alegere a șefului statului, guvernul intră în provizorat. Și dumneavoastră singur ați spus ce va face acest guvern în provizorat. Se va gândi la alegeri. De unde vrem noi reforme? Partidele vor domnule intra Roșca, în campanie electorală. De interne, dacă din luna martie, eventual, acest guvern va intra în provizorat. Pregătirea deci, de alegeri. Dintr-o dată spunem că guvernul Filat este unul imoral, care nu vrea reforme, ci se gândește doar la alegeri. Pentru că dacă nu vrea să facă nicio reformă instituțională, să rezolve nicio problemă economică și socială, prin urmare, dacă nu se alege șeful statului, prin definiție toate partidele din alianță nu vor face altceva decât să-și pregătească alegerile. Foarte deci rău. Care e problema? Că ei s-au deprins că, nu sunt penalizați. Nimeni astăzi nu întreabă cine prima a lansat termenul de un an și jumătate plecăm în Europa fără vize. Este clar astăzi că nu mai plecăm ani întregi până ce nu îndeplinim această foaie. De ce? Premierul Vlad Filat a spus că se ține de promisiune, doamne, până la sfârșitul lui 2012. De ce n-a spus-o când a venit un alt comisar de la Uniunea Europeană? Că nu s-a pomenit niciun termen. S-a vorbit că ce avem de făcut. Da, ce ai de făcut acolo, asta e pe 2-3 ani. Ucrainenii de acum lucrează cu zor și nu-i nimic. Dar noi ce credem? Niște case la Obileni n-am putut să le facem până în termeni promiși, dar nu că încă integrare europeană. Acum câteva luni la Chișinău a fost în vizită ex-prim-ministru polonez, da, Balcerovici. Da. El în instituția națională, în Academia de Știință, alături de prim-ministru Filat, și-a expus principiile și cum a supraviețuit, cum rapid a trecut Polonia de la un sistem social, politic, economic, la unul de economie de piață. Rezultat, au venit 10.000 de euro investiții. A fost o terapie de șoc. De ce partidele politice, Filat, Lupu, Diacov, Resto, de ce vor ca Parlamentul să fie închis cu ei peste 10, 15, 20 de ani? Domnule Haideți Pesca, cineva să dea acest exemplu, că după 6 luni de reforme, cum spune domnul Roșca, reformăm instituția procuraturii care este cu barbă această întrebare. Domnule Vorbim Pesca, despre dar independența judecătorilor fost numai de atâta ca să sustragem atenția. Nu vă amintiți care a fost reacția societății la terapia de șoc a lui Balcerovici? Da, dar în schimb, următoarele generații... Da. Deci și-a asumat riscul. A putut să-și asume riscul. Gata, au plecat. La noi, partidele, pot să-și asume riscul? Da, doamnă. Eu am fost președintele Comisiei pentru Reforma Teritorială. Țineți minte când s-au făcut județele. Cetățenii nu ne-au înțeles. Adică, și acum se revine iarăși la ideea aceasta. Cetățenii nu ne-au înțeles. Și atunci, aceste partide mai au și acest spirit al autoconservării și a păstrării acolo. Că trebuie să fie sinucigaș ca să te apuci niște lucruri. Vă spun. Trebuie să fii patriot. Așa ca Balcerovici. Da, și patriot. Dar vedeți că noi avem mai multe probleme de soluționat. Problema Poloniei a fost numai economică, dar la noi mai este teritorială, este organizațională și așa multe alte lucruri. Dar da, care nu mai ești. Multe alte lucruri, știi? O publicitate, domnilor, vine peste noi și după care continuăm discuțiile. Am revenit în fabrică. Iată că am discutat despre președinți sau candidați neutri, candidați independenți. Dar întrebarea cea mare este, ați spus și dumneavoastră, domnule Boțan, PLDM-ul poate să-și înainteze 2 candidaturi, PCRM-ul 2 candidaturi, PD-ul o candidatură, dar întrebarea este alta. Au identificat deja acești candidați și de ce nu? Haideți să ne gândim. În Partidul Comuniștilor sunt foarte mulți membri care sunt activi, activiști în partid, care nu sunt membri ai partidului. De ce nu ei? Să facem o listă de... Au plecat ăsta la PLDM, ori la PD, știi? Noi știm că Alianța ar putea să susțină candidatura Partidului Democrat.
Partidul Comuniștilor din asta face caz. Partidul Comuniștilor spune, noi nu votăm pentru Lupo. Ăștia încă nu l-au înaintat, dar Partidul Comuniștilor deja spune, nu votăm pentru Lupo. Înaintați-vă candidatul vostru, încercați sau identificați, așa cum spuneți, o candidatură care din punctul dumneavoastră de vedere este neutră, încercați să discutați cu colegii dumneavoastră, votul este secret. Eu nu înțeleg care este sensul votului secret impus prin Constituție dacă ei trebuie să identifice o candidatură comună și să o voteze împreună. Eu nu înțeleg de ce ar trebui să Constituția să prevadă votul secret. Lucrurile sunt simple. Da, nimeni nu poate interzice Partidului Democrat și domnul Lupu să candideze, dacă vor. Sunteți implicați în politică de la începuturile acestei țări. Independența, mă refer. Și atunci, dacă putem, iată, în această seară, să identificăm câteva persoane neutre, independente, care ar putea să devină președinte al țării, teoretic. Și, domnule Rușca, de exemplu, ați spus dumneavoastră, ca să-și asume anumite responsabilități, ca să asigure guvernarea de faptul că nu va lua abuza în considerare, de propriul mandat. Nu va abuza de propriul mandat, nu va lua în considerare anumite articole din Constituție, nu va demite prin decret prezidențial miniștri și așa mai departe. Aveți? Eu pot să schițez un portret robot. Vă rog. Din mediul academic, din mediul universitar, din mediul foștilor diplomați, din mediul foștilor judecători, din mediul foștilor deputați și așa mai departe. Problema este una singură. Notorietatea persoanei respective, reputația ireproșabilă. Vă dau exemplul Letoniei din nou. Acum 2 ani am fost într-o delegație parlamentară și mergând în Parlament cunoșteam multă lume de acolo, zic, dar domnul cine? Zice, e președintele Republicii. Zic, dar parcă nu l-am văzut în toată vâltoarea evenimentelor în ultimii 20 de ani. Și el este de specialitate traumatolog. Până recent a condus o instituție medicală de elită din, actualul președinte, din Riga. Dar de ce l-a ales? De asta și l-am ales. Se îmbracă frumos, cunoaște eticheta, vorbește bine engleză, uitați ce doamnă bine ajustată are și pentru a nu risca să dezechilibrăm situația din Parlament, am instalat de comun acord un președinte care nu are veleități de lider politic. Și țara, slavă Domnului, măcar sub acest aspect, nu are probleme cu instituția prezidențială. Bun, în Parlamentul Leton există suficiente alte probleme de lupte între partide. Iată un exemplu. Mergem în Europa. Haideți să ne învățăm de la letoni. Nu ne plac letonii, ne învățăm de la maghiari. Nu ne plac maghiarii, ne învățăm de la estonieni și așa mai departe. Nu ne plac estonieni, ne învățăm de la nemți. De ce trebuie să facem neapărat să croim noi aici niște, apropo, o întrebare pentru domnul Boțan. Dar dacă ipoteticul referendum din primăvară pentru modificarea Constituției ieșuiază din nou, nu cumva înfundăm și mai tare criza politică din Republica Moldova? Totul e posibil, domnule Roșca. Totul e posibil. Depinde de anvergura propagandei pe care vor desfășura o partidă. Dacă nu mai avut alianța anul trecut propagandă și tot nu au avut. Tocmai că nu au avut, că aici discutam cu ei și le spuneam, băi, voi nu faceți nimic. Voi sunteți siguri că vor veni oamenii? Mă spune, bă, vor veni, nici nu visez câți vor veni. Eu am fost cel care le spuneam că riscați foarte mult să nu vină oamenii la referendum, pentru că nu exista intrigă. Acum, coincidența eventualului referendum cu alegerile locale, există intrigă. Oamenii vor să câștige și alegerile locale. Asta era chestia. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că s-ar putea proceda de această manieră. Numai că de această manieră se poate proceda atunci când societatea nu este divizată și nu este fragmentată în halul în care este divizată și fragmentată societatea din Republica Moldova. Uitați-vă, Partidul Comuniștilor exploatează două lucruri. Trecutul, nostalgia pentru perioada respectivă și pensionarii votează. Și viitorul, eventuala efemera unirea Republicii Moldova cu România. Și prin asta îi ține pe cetățenii noștri rusolink, îi ține sub acoperișul lor care îi votează. Deci, o fobie pentru viitor și veacul de aur cât de bine se trăia în perioada. Asta este ceea ce face Partidul Comuniștilor subminând prezentul. Domnule Buță. Eu aș vrea să revin la întrebarea adresată mai devreme și chiar mă adresez dumneavoastră, domnule Pleșca. Sunteți membru de partid? Da, reprezint o mișcare social-politică. Președinte de partid.
Și dacă renunțați... Eu, anterior, în campanie decât... electorală, apropo, am dat vreau nume. Să vă întreb, acest partid pe care îl conduceți nu a participat în alegeri, nu cel puțin la ultimele două scrutine. Dacă renunțați la partid, aveți peste 40 de ani? Eu? Da. Slavă Domnului, peste 50. O. Înseamnă că vreți să fiți președinte? Sunteți o candidatură bună. Vreau. Eu dau două candidaturi. Da, domnul Roșca. Am două candidaturi deja. Unul este Igor Boțan. Dar eu nu vreau. Serios. Stați. Nu, da, nu mi-l luați, vă rog, dacă, că domnul Boțan. O secundă. Dacă țara va cere, domnul Boțan, trebuie să propunem candidați care nu vor, pentru că cei care vor deja au stricat treaba. Carieriștii strică totul. Un candidat, alt candidat, Nicolae Chirtoacă, fost diplomat, un domnul, om cu o pregătire excepțională Roșca. Și aș putea continua. Domnul Roșca, vreau să... Domnul Andronic, mai întâi da, candidaturi. Scuzați. Bine. Noi, domnul Roșca vorbește foarte bine cum e la alții. Dar noi trăim în Republica Moldova. Noi avem realitățile noastre. Haideți, domnul, dacă îl aduci, eu vă spun, v-aș propune, da, vă dacă îl aducem pe Iisus Hristos, totul n-o să-i găsească exact. Niște cusururi. Absolut de acord. Și de aceea, hai să ieșim din realități, domnul. Dacă vreți să compromiți, om numiți astăzi numele de familie și mâine blogerii... Deci, eu nu vreau. Și mâine blogerii fac dintre însă ou și oțet. Eu vă spun altceva. Portretul descris de Iuri Roșca convine sub Marian Lupu. Bine îmbrăcat, cu soție simpatică, bine educat, cu cunoștința liberă. Cu cunoștința liberă. Da, e normal, domnul Roșca. Altceva. Ceea ce nu mi-a plăcut mie la domnul Lupu în toată istoria asta, că el a spus că el va rămâne președinte de partid în continuare. Iată, aceasta m-a făcut pe mine de acum să... Noi am făcut și o dezbatere. Da, să fiu mai departe. Dar realitățile Republicii Moldova demonstrează că totuși alianța aceasta care și-a luat răspunderea și are această misiune. Aduceți-vă aminte dumneavoastră, domnul Roșca, cum am împărțit noi în 98 funcțiile, da? Cum tot așa spunea că nu dorim și dumneavoastră pe urmă a spus că doriți să fiți vicepreședinte din Parlament. Adică e una realitățile și a doilea... Prin vot secret la grupul nostru parlamentar. A doilea, nu, când am spus... N-am câștigat. Eu doar m-am sculat și am spus, domnul Roșca, dacă Snegur vă iubește și pe dumneavoastră și pe mine în răsăși măsură, eu refuz. Și n-am participat la nimic, nu a fost vot. Eu și dumneavoastră ați vrut vicepreședinte? Nu, eu n-am vrut. Eu am fost până la asta și m-am sculat și când l-am văzut pe Roșca că atât de mult dorește, am spus că eu am fost de acum în funcție și nu mai vreau. Dar zic, vă aduc aminte... Eu nu candidez la funcție de președinte Republicii. Nu, dar vă spun. Adică realitățile demonstrează că pentru a-și păstra formațiunile politice, pentru a-și păstra influența, pentru noi ce dorim, să le căutăm lor, ei ar fi atunci idios dacă ar veni la noi și ne-ar spune dați-ne un candidat. Atunci nu și-ar asuma această răspundere. Sigur. Este normal, oamenii sunt la guvernare și trebuie să îi îndemnăm să găsească voința să-l voteze, dar nu să se joace după culise. Domnul Andronic, și totuși eu am observat că domnul Pleșca, după întrebarea mea, a căzut pe gânduri. Da. Și de ce nu să mergem prin un model de primaries? De ce să nu dăm nume? De ce să lăsăm asta totuși la chiremul politicienilor? Și domnul Pleșca? Și ați vrea în campania să electorală eu am vorbit despre ex-ministru, rectorul Universității de Medicină, domnul Ioana Babei, președintele Academiei de Știință, Gheorghe Duca, chiar blogerii, chiar societatea civilă. De ce să nu participi Duca, să discută? Și nu l-a ales bine, foarte bine, să-l cunoaștem mai bine și pe Duca și pe Ababei. Domnul Pleșca, dar dumneavoastră... Pleșca în condițiile când o să fie înaintat. Dumneavoastră doar știți foarte bine că, într-adevăr, domnul Duca e o persoană extraordinară. Dar eu cred că oponenții comuniștilor vă zice, pe domnul Duca l-au propus odată comuniștii. Cum putem noi crede că domnul Duca nu este afiliat cumva politic? Dar hai să nu discutăm. Adică voi ne antrenați în niște lucruri, știi? Nu, dar vrem... Nu, e un exercițiu, domnul Andronic. E un exercițiu, domnul exercițiu. Domnul Muntean era ferm convins și susținea sus și tare că Partidul Comuniștilor va susține doar un candidat neutru. Apoi să îl propună. Apoi să îl propună, cum spune. Noi am dat și schema. Noi încercăm să ajutăm. Doamne, înțelege că ai să nu supere domnul Duca, că îl stimează extraordinar. Dar a venit în Parlament cu Diacov, a plecat la comuniști, a plecat unii mai bine. Nu am nimic cu acest om. Și atunci, noi vorbim despre o persoană cu morală, cu ținută și așa mai departe. Fiecare avem niște cusururi, știi, și nu o să ne le iertăm unul la altul. Și mai ales acum când problema stă pe viață și pe moarte între aceste partide. Mihai Ghimpo a pierdut din alegători, Partidul Democrat a pierdut,
filat s-a întărit și ei stau și ei cu totul alte măsuri au decât noi. Și noi acum avem un exercițiu așa, mai mult teoretic decât practic. Desigur. Dar trebuie să ne legăm de realitățile acestea. Acestea care sunt astăzi, dar nu să discutăm la infinit, că cetățenii vor și ei să înțeleagă ceva, știi? Voi, fraților, ăștia ce fac, știi? Ăștia au venit și mimează acum. Nu vor să-și asume răspunderea, dar trebuie să o facem, că chiar situația devine foarte penibilă și orice speranță la această apropiere de Europa. Tocmai de aceasta cade. Și întrebam la începutul emisiunii. Se repetă scenariul anului 2010 sau se va schimba într-un fel situația? Spuneți, dumneavoastră ați fost membru al oricărui partid? Niciodată. Ori n-aveți 40 de ani. Noi, frumos să vă întreb. Că v-am, cred că se vede, domnule. V-am înaintat, că moderați foarte bine. Cred știi? Că se vede că n-am 40 de ani. Păcat. Adică din punctul ăsta de vedere, că v-am înaintat pe dumneavoastră. Că ați apoi și eu am într-adevăr, mi-a sugerat o idee. Să fie într-adevăr apolitică, 40 de ani, să fie doamnă. Da. Da. De ce nu? Zinaida Greceanu. Zinaida Greceanu. Nu este membru de partid. Nu este membru de partid, dar eu cred că domnia sa face parte dintr-o echipă. Sigur. Și mai, cu atât mai mult că ea este părtașă la un jurământ dat Partidului Comuniștilor. Păi deja cineva enunțase candidatura. Natalia German, de ce nu? Diplomat de carieră, negociator, șef în discuțiile noastre cu Uniunea Europeană. Asta chiar că este o candidatură bună. Poftim. Fiică de fost președinte. E doamnă. Cu o experiență extraordinară de diplomat, respectată în toată lumea. Exact. Iată asta, da. Asta da. Iar recent suedezii au menționat-o prin să începe concurența. Nu, mai este un președinte care are tot un copil și să începe concurența, știi? Și e membru de partid. Da. Nu, și nu e membru de partid. Unde n-a fost, n-a intrat în partid. Nu, în ultimul rând, este important și aspectul în fața cetățenilor a candidatului la funcție de președinte. Dar ce facem dar, cu Raghim? Dar ce facem cu domeniul politicii externe? Este foarte important, dacă vorbim iarăși Duca, ca să fie recunoscut în afară, ca să poată sub autoritatea proprie să aduc încoace investitori, relațiile să... Noi, ultima perioadă de timp, aveam vizite oficiale. Domnul, dar nu la trebuie Chișinău, să aducă, în nu afară. Trebuie președintele să aducă investitori. Nu, hai, iar dumneavoastră, sub autoritatea da, unei persoane. Dar nu poate sub autoritatea, trebuie să fie o guvernare. Noi până acum am stat sub autoritatea lui Voroni în 8 ani, domnilor. Oamenii pe care vrem să-i identificăm, ei trebuie să vrea să fie de acord. Da, aduceți-vă aminte de Arpad Gionț. Nu a adus el investiții sau nu a adus ceva. Ori Vaslav Havel. Oamenii pur și simplu au fost fața morală a societății așa. Și au spus guvernului, stimate guvern, ai promis că faci aceea. Nu, astea, o să pun problema în fața cetățenilor. Ei au fost de partea cetățenilor, dar nu de partea guvernanților. Aceasta este problema. Dar la noi cum vine omul, îi dă niște girofaruri, niște boi de gard și el de acum gata vine de la catedră și el... Sună frumos, boi de gard. Domnilor, vă mulțumesc pentru participarea în Fabrica în această seară. Timpul rezervat emisiunii noastre s-a epuizat. Vom vedea, vom urmări să vedem ce se va întâmpla. Vin și alegerile locale. Aici se vor începe dezbaterea aprinsă. Vă mulțumesc, vă mai aștept în studioul Fabrica. Doamnelor și domnilor, rămâneți pe Publica. O seară frumoasă să aveți. Iar noi ne revedem mâine într-o nouă Fabrică.